Bună dimineața! Prin București cu Cristi, ne plimbăm, viață bună aici. Viață frumoasă. Ca la București nu e niciune. Cel mai bine acasă în România, da. Olga? Zici și tu. Uite și soarele. Suntem atenți să se pună verde. Nu? Băgăm da. Și nu mai băgăm muzică, lasă muzică. Noi ascultăm muzică țigănească, noi ascultăm muzică românească, nu, Olga? Da. Iată, e o muzică românească. Bă, dar trebuie să dăm la radio, lasă, că n-am niciun CD cu muzică românească. Uite, bă, mai stăm. Stăm la semaforul. Suntem în trafic aici. Am fost la plața, la mall plața, Olguța. Am fost să mâncăm și noi ceva bun. Când era foame, nu, Olguța? Da. Ne înțelegem bine, uite ce calmă sunt eu și cu Cristi. Mai ne-am văzut de mult. Ia zi, Olga, dacă adică, nu am... serios, cât aveam de când ne-am... De atunci, adică ne-ați făcut sărbătorile cu Leo, mai ții minte? Acum 2 ani. De la revedion, acum da. De 2 ani, acum ne-am întâlnit după 2 ani. Păi da. Păi unde a dat apa mai de vezi? Și facem iar revelionul împreună. Ia de ce șofer auto am aici. Facem iar revelionul împreună. Păi facem împreună, ce să mă... Șatra. De seară e revelionul, facem revelionul împreună, nu? Păi da, la București. Păi, ia uite, la aia care a mai rămas alături de... Așa, Leu, leuțul nostru. Asta par gras, că am o asta de iarnă. Deci că sunt dita mai elefantul. Elefantul, elefantul. Dar unde mergem noi? În jurul Bureștiului? Mergem acasă la mine, Olga. Acasă cu? Da. Aole, ce surpriză, am crezut că mergem la restaurant. Lasă să faci o cafea. Altul, că acolo am mâncat, am zis că mergem acum să... Mai stăm la o prăjitură. O cafea, o prăjitură, un fursec. Nu vrei? Dă-i seama că nu te refuz niciodată pe tine. Pe toată lumea refuz, dar pe tine nu. Haideți să mă mai spun ceva, prieteni. Am răpit-o pe Olga. Da, am răpit-o. Din toată șatra. Da, nu știe nimeni că e cu mine Olga acum. Da, numai fani. Cred că când vede filmulețul. Ce faci, pui pe YouTube? Pui pe YouTube? Îți dai seama că filmăm pentru fani, nu? Da, bine, sper că nu s-a înregistrat muzica pentru aia. Noi. Nu. Mulțumim celor care s-au rugat pentru Leuț, pentru Leo. Da, mulțumesc Dumnezeu și lui Pani, lui prieten, cunoștință. Leo, din câte știm noi, s-au rugat pentru din câte știm noi este bine, nu putem să-l vedem, nu avem acces la el, dar este bine, că a vorbit cu medicii. Olguța? Da, și de asta m-a scos în oraș Cristi, că de seară e revelionul. Da, n-am dormit toată noaptea, am stat ieri. Până târziu, acum la fel, asta e a 5-a zi sau a 4-a, nu mai știu. Am pierdut numărul zilelor. Contează că Leo este în viață. Cristi e prietenul meu adevărat. La greu să cunoaște prietenul adevărat. E prietenul lui frate meu și prietenul meu și la toată familia mea. Și de ani de zile vorbea așa. Da. Mai filmăm? Mai filmăm? Da. În față nu filmez deloc, a? Ca să nu se vadă pe unde merg. Da, poți să se vadă, că poți... noi n-avem... Dar tu știi să editezi, să le lipești, nu știi? Ai, da, eu nu pot, eu filmez totul și gata. A, lași atâtea, 5 minute l-ai pus pe YouTube și rămâne așa, da. A? Dar să vedem dacă ai muzică la început, să nu... Nu, nu era tare. Nu era tare, da? Nu. Vezi, a fost bine până la urmă că am dat un genou. E trafic, dar nu e așa, da? Așa, mă, că am răpit-o pe Olga. Sper să nu pun șatra în cap. Așa zice și așa că m-ai răpit, dar tu m-ai sunat să mă scoți în oraș și să mă duci la restaurant. A răpit să... e așa, în ghilimele, adică... Să trec peste greu ăsta care e, Dumnezeu ne-a salvat viața lui frate meu și... Asta contează ceva. Trebuie să ne bucurăm, trebuie să ne bucurăm de viață și de Dumnezeu că ne iubește. Asta zic și eu, asta zic și eu. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim medicii, mulțumim tuturor. Suntem și noi bucuroși. S-a întâmplat o minune, o minune dumnezeiască, pentru că Leo avea slabe șanse la operație, la câte probleme de sănătate are, era greu. Așa că totul e sub control și să sperăm să și de urăm la toți banii noștri să aibă un an nou fericit alături de cei dragi. Un an nou sănătate. Și libertate. Sănătate, da. Și libertate, că astea sunt cele mai importante. Nu le ai pe astea două. Și să facă tot ce vrea ei, ce simt. Da. Asta e mare lucru, să faci ce vrei, ce simt. Cât
termin trebuie să înregistrezi? Am vrut să bin cu tine că m-ai chemat în oraș și am ieșit, nu? Păi da. Am făcut ce a simțit, nu? Dacă nu simțeam, nu ieșeam, nu? Am vorbit la telefon și am căzut amândoi de comun acolo să ieșim la o plimbare, nu? O plimbare, da, prin București. Hai, bam, bam. Nu mai filmez. Câte 10 minute vrei să filmez? Da. Să vadă fanii ce face. Așa, mai filmează și în față, să vadă pe unde o luăm. Am emoții în fața camerelor și să nu se întâmple ceva. Dă emoții în fața camerelor când ești persoană publică. Tu niciodată n-ai avut emoții. Eu n-am avut niciodată la televizor. Păi de aia îmi pare bine de tine, că tu nu ai emoții. Știi ce înseamnă să fii persoană publică? Că tu ești persoană publică. Eu de asta te respect și ești prietenul nostru adevărat. Dacă nu era, nu mai mă respectai. Nu, niciodată. Ai un suflet bun și de asta. Da. De asta să mă ai o înțelepciune bună. Și vreau să anunț toate temperițiunile, că o să-mi filmez cu Cristi Marin de acum colo, că e persoană publică. O să vorbesc numai cu persoane publice, nu o să mai vorbesc cu oameni de rând, că se consideră și ei tot ca noi persoane publice. Nu, da, când ajung și persoane publice și eu în cam, nu? Asta da, zice, nu, dacă vorbim cu ei, zice că sunt și ei tot ca noi. E greu, mă, e greu să ajungi. Câți ani avem noi de filmări? Toată familia acum. Am făcut public toată viața noastră. Hai, da. Noi nu ne ferim de nimic, suntem transparenți, arătăm tot ce se întâmplă, nu? Da. Asta e greu să ajungi persoană publică. Da. E muncă, e eforturi. Să ajungi acolo, noi nu cântăm, nu așa, dar măcar am ajuns la televizor, adică am știut să ajungem. Ora să vrem, poate că ne-am și dorit. Ne-am și dorit să facem public. Da, nu suntem. Mi-am dorit, eu și cu fratele meu, da, Leo, ne-am dorit să fim publici pentru că ne cunoștea multă lume. Uh-huh. Și ne respecta și noi am respectat multă lume la rândul nostru și din cauza asta vroiam să fie prin public, adică să știe tot ce facem lumea, să fie... Eu nu am dorit asta, dar la zi, așa s-a întâmplat seama, acum, toate cunoștințele, toată șatra, toată Europa, America, Spania, ce, mă, Olga Turcia, Mondiala, ce mai? Timișoara, Arad, București, da? Toate orașele din România ne cunosc. Franța, Italia... toată lumea, tot globul pământesc, da, nu? Da, noi chiar să mulțumesc Dumnezeu că a revenit fratele meu. Asta contează. Vreau să filmăm o telenovelă de acum colo pe canalul meu, să fie ca o telenovelă, da. O să filmez tot ce fac. Știi că și era visul și lui Leo. Da, eu vreau să fii tu rolul principal, că tu ești persoană publică în telenovela mea. Și tu, tu ești prietenul meu adevărat. Și rolul secundar? Da. Tu principal și tu, amândoi. Da, pe noi amândoi suntem rolul principal pe canalul meu. Așa. Că o să filmăm tot ce facem de acum încolo. Să vedem. Să... Și cu șatra, unde mergem, ce facem. Normal. Să știe lumea. Fără ei nu se poate, că altfel n-avem. Fanii noștri, prietenii, cunoștințele. Trebuie să le furăm și toate televiziunile, poate să... Trebuie să le furăm abonații. Să ne cheamă, să ne invită. Ei au prea mulți abonați. Da, dar eu vreau chiar le spun la toate emisiunile. Noi putem să mergem oriunde, să ne cheamă, dacă au subiect, să ne întreabă subiecte, o să le dăm răspunsuri la Canal D, la Antena 1, peste tot. Așa să acceptăm? Cine vine primii de la Canal D, ori de la Antena 1, ori de la Antena Star, o să facem contract cu ei și filmăm pentru ei. Și batem palma cu cine, da, cu cine vrea să... Nu? Da, de asta vreau să încep acum anul ăsta nou, să fie cu noroc, să filmăm o telenovelă adevărată cu viața noastră publică, cu viața lui Cristi, cu viața mea, cu toată șatra, cu toată familia mea. Tot ce se întâmplă. Da, ce să se vedeți cum respectă toată familia mea pe Cristi. Și eu vă respect pe toți. Și vreau să știți, chiar facem public, eu n-am făcut nimic fără să fac public. Tot timpul am fost sincer și adevărat. Și acum vreau să-l fac public. Olga, hai să mergem pe la Park Lake, vrei? Unde? Pe la Park Lake, pe aici. Mergem, unde vrei tu? E mall aici. Da. Am zis eu acasă, am glumit și eu, știi? Ai glumit că mă duci acasă? Normal, am să-ți vreau reacția, am crezut că te sperii. Doamne, Cristi... Am crezut că te sperii, Olga. Ce-mi place viața la București. Îți place, da? Uite acolo. Și lui fratele meu i-a plăcut viața la București, de asta te București. E altă lume, altă mentalitate, altă viață, nu ca la Stehaia în șat. Ia să vedem că blocăm mașina, blocăm la sub.
Da. Vezi, așa vroiam eu un bărbat adevărat. Să mă scoată, să mă plimb la mall, peste tot. Mi-am dorit. Cred că poate tu ești bărbatul potrivit, mai știi? E da. O să încercăm de acum acolo, să facem public tot, nu? E da. Nu mă știu, nu vreau să... O luăm bac pe acolo, nu? N-aș vrea să bag pe aici. La garaj, hai să o băgăm la garaj. Hai. Și urcăm cu liptul. Mă durează mult până ieșim astăzi. Nu durează, ce? Nu ne grăbim. Te grăbești? Ieșire cu parcare, nu știu ce. Da. Parcare nivelul 2, parcare nivelul 1. Parcare nivelul 1. Unde nu văd nimic aici, o barieră ceva. Bine ați venit, uite ce spune. Așa, foarte bine. În parcare la mall, nu? Da. Știu că se iese greu de aici. Păi eu m-am învățat în Germania, m-am învățat, era numai subsolul la parcări. Da? Și nu mi-e greu. Acum în București mi-e ușor, știi, dacă am condus în Germania, în Mien, în Essen. Acum Bucureștiul mi se pare atât de simplu. Ții filmarea? Da. Trebuie să știe fani. Cum ne-am băgat aici la știe, subsol, la garaj, la mall. L-am băgat niciodată mai parcare aici. Parcare aici. Ai, Cristi. Dar cu cine? Numai cu mine ai venit prima dată? Prima oară când... Ai, ce te faci? Hai să vedem unde e intrarea în magazin. Nu cred, Cristi. Tu vrei să faci surpriză? Tot timpul cred că vrei să faci surpriză tău. Da. Hai să vedem unde parcă. Ieșirea pe unde o fi? Acolo când o fi? Să băgăm mai aproape de... Păi da, dar nu știu pe unde e. Unde e liftul, da, știi? Da, ieșirea pe aici. E bine așa? Aproape de ieșirea, de acolo, cred că e intrarea, nu? Să urcăm sus. Îmi par, nu. Și tragem la... Hai, bine și aici, hai. Nu? Numai să nu uităm locul de parcare unde lăsăm mașina. Aaaa, nu? Da. Așa am făcut eu în Germania, când am lăsat mașina, nu mai știam, era prea multe și ce crezi că am făcut poze la ce numere și la... Să vedem pe ce de-asta, pe 02. Ia uite, cu mașina lui Cristi. Am venit, vedeți mașina lui Cristi. Vedeți? Așa, cum e așa, primezi? Da, păi la numărul... 1, vezi? Parcarea la numărul 1. Și atunci nu uităm unde e mașina. Da. Hai să notăm numărul. Haide. Nivelul 1, numărul 1. Hai, deci aici. Hai să vedem pe unde intră. Bamba. Deci ieșirea pe dreapta. Ce frumos să lăs asta. Noi am 2 pe 7. Wow, este că e bine? Ce frumos e viața când pești așa, da? Singur. Acum trebuie să rețin. Nu? A, păi de la intrare aici avem mașina. Nu uităm noi unde e mașina. Zona albastră. Deci e ce fiu. Ar fi culmea să uităm unde lăsăm mașina și să facem două ori să o găsim. Nu, ceva Q, Q și P. Nu uităm după filmarea ta dacă e. Gata, oprești sau mai țin? Nu, țin. Să facem unde mai adus. Tot timpul fanii când vedeau că tu filmai în America când erai. Stai așa, nu te vorbim. Urcăm sus, nu? A, am intrat fără tine. Ce, nu mai merge? Cristi, cred că tu îmi faci o surpriză și mai ieri în America. Cred că îmi faci o surpriză și mai ieri și în America, nu? La două ore gratuit. Deci avem gratuit la parcare. Da? Dacă nu mai stau să mă ajung. Putem și să plătim dacă e să stăm mai mult. Vezi, nu stopă. Ha, hai.
putere. Oga filmează pe magazin. Eu zic că la timp 15 minute, vrei să mai filmez? Da? Da, să vadă fani tot ce faci. Ce surpriză faci. Nu știu ce surpriză. Sper să nu faci o surpriză în inel. Doamne, ferește, nu mai, mai întâi să ne cunoaște. Nu vrei inel? Nu. Nu. Vreau întâi să încercăm o relație, să ne cunoaștem. Dar ne cunoaștem deja. Deja ne cunoaștem bine. Suntem ca frații, Olga. Da. Așa stăm deocamdată, ca frații, nu? Asta căutăm, oprește că e muzică. Eu cred că Cristi vrea să facă surpriză. O să vedeți surpriza la filmulețul viitor.